Vom rezolva în cele ce urmează următoarea problemă din varianta 7 de valoare națională din anul 2007. Și problema zice în felul următor. Prisma dreaptă ABC A prim B prim C prim cu baza triunghiul echilateral ABC, deci avem o prismă triunghiulară regulată, are muchia bazei AB de 4 cm și area laterală egală cu 72 de cm pătrați. La punctul A mic ni se cere să arătăm că muchia laterală a prismei este de 6 cm. Acum, pentru rezolvarea punctului A, încă nu avem nevoie de un desen, întrucât știm faptul că area laterală a prismei este dată de formula înălțime ori perimetrul bazei. Așadar, dacă avem area laterală de 72 de cm pătrați, aceasta se calculează fiind produsul dintre înălțime, adică muchia laterală, iar muchia bazei fiind de 4 cm, înseamnă că perimetrul bazei este de 4 ori 3, adică 12 cm, baza fiind un triunghi echilateral. Deci înălțime ori 12 ne dă 72, de unde ne rezultă că înălțimea este de 72 împărțit la 12, adică 6 cm. Ne-am aflat atunci înălțimea acestei prisme pe care putem să o construim pentru punctele B și C. Iată prisma noastră triunghiulară regulată, muchia bazei este de 4 cm și tocmai ce am aflat înălțimea, adică muchia laterală a prismei de 6 cm. Ni se cere atunci la punctul B să calculăm volumul piramidei a cărei bază coincide cu una din bazele prismei și al cărei vârf este centrul de greutate al celeilalte bazei a prismei. Deci este vorba de piramida cu vârful în G', unde G' este centrul de greutate al triunghiului A'B'C' și baza ABC. Ne anunțăm și în rezolvare faptul că am adăugat pe G' construcției noastre, fie G' centrul de greutate al bazei A'B'C', care este un triunghi echilateral, iar pentru a calcula volumul unei piramide folosim formula, deci volumul piramidei G'ABC este dat de formula înălțime ori area bazei supra 3. Deci este necesară construcția unei înălțimi, care este perpendiculara din G' pe planul ABC. Am notat această perpendiculară dusă din G' pe planul ABC cu GG'. Deci vom zice fie GG' perpendiculară pe planul ABC. G aparține acestui plan. Automat, dacă GG' este perpendiculară pe planul triunghiului ABC, la fel sunt și celelalte muchii BB', CC' și A'. Deci ne rezultă faptul că GG' este paralelă cu oricare din acestea, iar cele două plane ABC și A'B'C' sunt plane paralele. Deci GG' este perpendiculara comună pe cele două plane, este distanța dintre cele două plane, iar distanța este aceeași, fie că e vorba de GG', CC', BB' sau A'. Deci GG' este și egal cu A', adică are lungimea de 6 cm. Ziceam că volumul piramidei se calculează folosind formula înălțime ori area bazei pe 3. Deci ceea ce ne trebuie, acum că avem înălțimea, este area bazei. Area triunghiului ABC, acesta fiind un triunghi echilateral, este dată de formula latură la a doua radical din 3 pe 4. Adică va fi 4 la a doua radical din 3 pe 4, putem simplifica 4 cu 4, este deci de 4 radical din 3 cm pătrați. Așadar, revenind la calculul volumului, volumul nostru al lui G' ABC va fi înălțime,
adică 6, ori area bazei, 4 radical din 3, supra 3. Efectuăm simplificările. 6 cu 3 se simplifică, ne rămâne 2. 2 ori 4 radical din 3 va fi 8 radical din 3 centimetri cubi. Acesta este atunci volumul piramidei cu baza ABC și vârful G', unde G' este centrul de greutate al triunghiului A'B'C'. Ceea ce aș menționa la această problemă este că nu contează că G' este neapărat centrul de greutate al triunghiului A'B'C'. Adică și dacă aveam o piramidă care avea baza triunghiul ABC și vârful, să zicem, punctul A', vârful A' al triunghiului A'B'C', și volumul acestei piramide s-ar fi calculat după aceeași formulă, și anume înălțime, care era și de această dată A', ori area bazei, aceeași bază ABC, supra 3. Atâta doar că noi am învățat să lucrăm cu piramide triunghiulare regulate, dar și A'ABC este o piramidă, chiar dacă nu este o piramidă triunghiulară regulată, care are aceeași înălțime și aceeași bază. Deci volumul ar fi fost același. Trecem atunci mai departe la punctul C și vom lucra cu un desen care să ne fie mai puțin încărcat, deci ne refacem. Am eliminat și o parte din textul problemei pentru a avea mai mult, hai să zicem, spațiu de manevră, deoarece urmează niște construcții ajutătoare. La punctul C, deci ni se cere să calculăm valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele AB' și BC'. Este vorba să aflăm unghiul dintre două drepte necoplanare. Și după cum știm, pentru a afla unghiul dintre două drepte necoplanare, ca de exemplu dreptele A și B, ne trebuie să aflăm unghiul dintre una din ele și o paralelă dusă la cealaltă care să o intersecteze. De exemplu, unghiul dintre A și o paralelă la B care să o intersecteze pe A. Sau puteam face unghiul dintre B și o paralelă la A care să intersecteze dreapta B. Deci ne trebuie și în construcția noastră să găsim sau să construim o paralelă la una din cele două drepte care să o intersecteze pe cealaltă. Drept urmare, vom folosi o construcție ajutătoare. Vom prelungi muchia B'C' și muchia BC pentru a ne dubla, ca să zicem așa, dreptunghiul BCC'B'. Pentru a face acest lucru, practic, noi am construit simetricului C' față de B' pe care îl putem numi M și simetricului C față de B pe care îl putem numi N. Astfel, deoarece am construit simetrice, B'C' și MB' sunt egale, având lungimea de 4 cm și de asemenea NB și BC au lungimea de 4 cm, sunt și paralele aflându-se pe drepte paralele, deci NB B'M este un paralelogram, mai mult chiar, BB' este perpendiculară pe BC, deci și pe prelungirea acesteia, așa că NB B'M este un dreptunghi. Este un dreptunghi congruent cu dreptunghiul BC C'B'. De ce am făcut această construcție? Deoarece odată ce vom uni acum punctele N și B', vom descoperi că ne-am construit o paralelă la dreapta BC', care are cu AB' în comun punctul B'. Deci care intersectează pe AB' în B'. Așadar, unghiul dintre AB' și BC', dintre roșu și albastru, va fi de fapt egal cu unghiul dintre AB' și NB', adică unghiul AB'N. Odată ce știm care este unghiul, ne va rămâne doar să-i aflăm sinusul. Înainte însă, tot ceea ce am discutat trebuie să apară și în rezolvare. Am început cu cele două puncte, M și N. Așa că ne zicem, fie M simetricul al cui? A lui C' față de
B', practic ne-am lungit pe B', C' cu B' M, care să fie egal cu B' C'. Deci ne rezultă că MB' este egal cu B' C' egal cu 4 cm. Și același lucru am făcut și cu punctul N. Deci fie N simetricul punctului C față de punctul B. Acum, în altă problemă, am folosit notația specifică pentru simetric. Fie că folosim notația, fie că scriem, important este să știm ce facem. Deci fie N simetricului C față de B, de unde putem spune că NB este egal cu BC egal cu 4 cm. Ne-am construit, deci, pe NB și pe MB', care sunt atât paralele deoarece dreptele lor suport sunt paralele, cât și egale. Așadar, NB B' M este un paralelogram, ba chiar mai mult, pentru că BB' este perpendiculară pe dreapta BC, atunci este perpendiculară și pe prelungirea acesteia, adică NB B' M este un dreptunghi. În continuare am unit punctele N și B'. Și atunci putem observa, dacă ne uităm la patrulaterul NB C'B', că are două laturi, NB și B' C', care sunt și paralele și egale. Deci este un paralelogram. Așa că NB' este paralelă cu BC'. Deci, NB este paralelă cu B' C' și NB este de 4 cm, la fel ca și B' C'. Două laturi paralele și egale, rezultă că NB C' B' este un paralelogram, adică ceea ce ne interesează de fapt să arătăm, rezultă că NB' este paralelă cu BC'. De ce ne-a interesat acest paralelism? Deoarece pentru a afla unghiul dintre AB' și BC', vom afla unghiul dintre AB' și o paralelă dusă la BC', care să o intersecteze pe AB'. Deci aici, partea de determinare a unghiului, vom zice atunci, rezultă că măsura unghiului dintre dreptele AB' și BC', cea care ni s-a cerut, este egală cu măsura unghiului dintre dreptele AB' și NB', paralela la BC' care o intersectează, adică este măsura unghiului AB'N. Aici se termină practic partea de geometrie în spațiu, la determinarea unghiului în plan, care să ne intereseze, deoarece dacă noi vrem să aflăm sinusul unghiului AB'N, vom lucra în triunghiul AB'N. Pentru a putea lucra în triunghiul AB'N, vom dori să știm lungimile laturilor AB', NB' și AN, pe care le putem afla. Să le luăm pe rând. În triunghiul NBB', care este un triunghi dreptunghic, cunoaștem pe NB de 4 cm și pe BB' de 6 cm. Deci putem afla lungimea laturii NB', folosind teorema lui Pitagora. Vom zice că NB' la a doua este egal cu NB la a doua plus BB' la a doua. Adică este 4 la a doua 16 plus BB' la a doua, adică 36, da? 6 la a doua. Este egal cu 52. Atunci NB' va fi radical din 52 cm. Dacă scoatem factorii de sub radical, ne va da că este 2 radical din 13 cm. Am aflat atunci lungimea laturii NB'. Același lucru se va întâmpla și când aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABB'. Și acesta este un triunghi dreptunghic.
și acesta are o catetă cu lungimea de 6 cm și pe AB, care are lungimea de 4 cm. Deci în mod analog și pentru AB' vom obține aceeași lungime de 2 radical din 13 cm. Triunghiul nostru AB'N este, din câte am aflat până acum, un triunghi isoscel. Dar încă nu vom lucra în acest triunghi, mai avem de aflat lungimea laturii AN. Acum, pentru triunghiurile NBB' și ABB', care știam foarte ușor că sunt triunghiuri dreptunghice, aici nu a fost nevoie să ne facem construcția în plan. Dar pentru triunghiul ABN, aici lucrurile sunt destul de înșelătoare, așa că ar fi bine să construim în plan atât triunghiul ABC, cât și triunghiul ABN. Pornind de la faptul că ABC este un triunghi echilateral, cu latura de 4 cm. Ceea ce am făcut noi pentru a ne construi triunghiul ABN este că am prelungit pe BC, construind de fapt punctul N, care este simetricul lui C față de B. Deci, practic, BC și BN au 4 cm. Astfel, ni s-a format și triunghiul ABN. Aceasta este construcția reală pe care o avem și cu care lucrăm. Doar că noi, atunci când desenăm în spațiu, unele lucruri le vedem din perspectivă. Știm, de exemplu, că BCC'B' este un dreptunghi, chiar dacă noi, de fapt, când ne uităm frontal la el, vedem un paralelogram. Dar pentru alte figuri, lucrurile pot fi înșelătoare, așa că este bine, dacă nu suntem siguri, să ne desenăm și construcția în plan. Pe noi ne interesează să aflăm lungimea laturii AN, pe care, iată, dacă o căutăm la construcția în spațiu, o regăsim și acolo, ea fiind cea de-a treia latură a triunghiului AB'N. Deci vrem să-l aflăm pe AN și atunci vom lucra în acest triunghi ACN, la care este important să știm, deoarece ABC este echilateral, că unghiul C are măsura de 60 de grade și ne ajută foarte mult să știm și faptul că mediana în triunghiul dreptunghic, corespunzătoare ipotenuzei, este jumătate din ipotenuză. Adică în acest triunghi ACN, AB este mediană, B fiind mijlocul lui NC. Iar mediana este jumate din latura căreia îi corespunde, ceea ce înseamnă că triunghiul nostru este un triunghi dreptunghic. Desigur, dacă nu știam acest lucru, puteam lucra și din unghiuri. ABC este un triunghi echilateral, deci și B are măsura de 60 de grade, ceea ce înseamnă că ABN este de 120, triunghiul ABN fiind isoscel, aveam aici două unghiuri de 30, iar 30 cu 60, care este A din triunghiul echilateral, ne dădea din nou 90. Deci puteam lucra și așa, dar mai rapid este să observăm că B este mijlocul lui CN, deci AB este mediană, iar AB este de 4 cm, adică jumătate din lungimea laturii CN. De unde ne rezultă că triunghiul nostru CAN este dreptunghic în A, mai mult are măsura unui unghi de 60 de grade, măsura unghiului C este de 60 de grade, ceea ce înseamnă că măsura unghiului N este de 30 de grade și cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Desigur, acest lucru ne rezultă și din triunghiul echilateral. Așa, deci ne rezultă conform teoremei lui Pitagora că îl putem calcula pe AN. AN la a doua va fi egal cu ipotenuză la a doua, adică 8 la a doua, minus cealaltă catetă, 4 la a doua. Acestea sunt calcule pe care le putem efectua și pe o ciornă. Important este să ajungem la rezultatul pentru AN. AN este de 4 radical din 3 cm. Și am aflat lungimea laturii AN. Practic, cunoaștem toate dimensiunile, revenind la triunghiul care ne interesa, AB'N, îi cunoaștem toate dimensiunile. AB' este de 2 radical din 13, la fel ca și
NB', pe care l-am aflat prima dată, de 2 radical din 13, și ne putem atunci construi în plan și acest triunghi, triunghiul AB'N, pentru a afla sinusul unghiului din vârful B'. Ne-am construit aici triunghiul AB'N, un triunghi isoscel în care cunoaștem toate laturile și ne trebuie să aflăm sinusul unghiului cu vârful în B'. O vom face folosind, desigur, formule care sunt în materia clasei a 8-a și nu alte formule pe care unii dintre noi poate le știm, ceea ce înseamnă că nu ne rămâne decât să aflăm sinusul unghiului aflând înălțimea din A pe B'N, AS, de exemplu, pentru ca triunghiul ASB' să fie dreptunghic și să putem lucra în acesta. Dar aceasta nu este înălțimea dintre laturile egale. Așa că o vom afla folosind aria în două moduri. Prima dată aflăm înălțimea din B' pe AN, pe care o numim B'P. Odată ce o aflăm, calculăm aria triunghiului AB'N, iar apoi, cunoscând aria, vom calcula și prin AS ori B'N, deci în celălalt mod aria, și vom afla înălțimea. Deci îl aflăm pe B'P, apoi aria triunghiului și apoi din aria triunghiului aflăm înălțimea AS. Așadar, B'P îl putem afla din triunghiul B'PN dreptunghic, unde avem faptul că B'P la a doua este egal cu B'N la a doua minus PN la a doua. B'P la a doua este 2 radical din 13 la a doua, care este 52, minus PN la a doua, PN este 2 radical din 3, deci minus 12, 4 ori 3, 12. B'P va fi egal cu radical din 40 cm, scoatem factorii de sub radical, este egal cu 2 radical din 10 cm. Am aflat pe B'P de 2 radical din 10 pentru a putea calcula aria triunghiului. Deci urmează aria triunghiului AB'N, care se calculează cu înălțime ori bază supra 2, adică B'P, 2 radical din 10, ori baza 4 radical din 3, supra 2, care este egal cu, efectuăm simplificările care ne sunt la îndemână, 4 radical din 30 cm pătrați. Am aflat aria triunghiului AB'N, dar aceeași arie se poate calcula după oricare din înălțimi. Deci aria lui AB'N se putea calcula și folosind AS, înălțimea AS, ori latura pe care am construit-o B'N, supra 2. Și de aici îl vom afla pe AS. Deci rezultă că AS ori B'N, adică 2 radical din 13, este egal cu 2 ori aria, 8 radical din 30 cm pătrați, dar putem adăuga la sfârșit dimensiunile, așa că AS va fi 8 radical din 30 supra 2 radical din 13 cm. Voi scrie și deasupra, deoarece se pare că iar am rămas fără spațiu. AS, 8 radical din 30, supra 2 radical din 13 cm. În mod normal simplificăm și raționalizăm, dar urmează să calculăm sinusul acestui unghi. Deci ne așteptăm că o să ni se mai reducă niște radicali. Așa că vom lăsa acest calcul așa cum este. Și cel mai important, ne facem încă puțin loc. Nu mai este mult, avem de calculat sinusul unghiului AB'N, adică sinusul unghiului AB'S în triunghiul dreptunghic ASB'. Sinusul unghiului AB'S este cateta opusă, adică AS, supra ipotenuză AB'. Este egal mai departe cu AS
8 radical din 30 supra 2 radical din 13. Supra și supra înseamnă împărțit la AB prim, care este 2 radical din 13. Este egal cu 8 radical din 30 supra 2 radical din 13. Acesta îl puteam scrie supra 1 și împărțirea la o fracție înseamnă mulțirea cu inversa, deci ori 1 supra 2 radical din 13. 2 cu 8 se simplifică, rămâne 4, care se simplifică cu 2 și rămâne 2. Deci este egal cu 2 radical din 30 supra radical din 13 ori radical din 13, care este 13. Acesta este sinusul celor două drepte AB prim și B prim N, ceea ce înseamnă că acesta este sinusul unghiului determinat de dreptele AB prim și BC prim. Mult succes în continuare!